Eu sunt cel mai vechi martor al periplului lui prin viața artistică. Eu cred că norocul este de partea mea. Un om care s-a bucurat de viață, care a mușcat din viață, nu totdeauna ușor, simplu, de stat alături de. Bună ziua! Eu sunt asta, Dragomires. Acri. Tu ești tradus de voia. Era un tânăr fermecător cu o coamă de păr cărlionțat care cădea pe umeri, cu un surâs deschis și cu un umor irezistibil. Nu mai spun de talentul pe care l-am descoperit eu și toți colegii noștri mai târziu. Avea o aură de bucurie în jur și de forță. Cred că era dorința asta de a veni înspre cel de lângă el. Avea un farmec și o poezie cu totul și cu totul specială. Era un personaj ludic. Nu mi-amintesc ca George Alexandru să fie avut dușmani. Era o personalitate extraordinar de puternică. Impresionant a fost de fiecare dată apariția lui pe scenă. Acolo unde era și când era George, indiferent că avea un rol mare sau mic, se vedea. Doamne! Mi le aduc aminte ca pe un om vesel, pus mereu pe glume, foarte atent și foarte serios în profesia lui și foarte talentat. Să trăiți! Să trăiți! Secătură păcătoasă! De unde mi-ai umblat până acum? Nu ți-am poruncit să mă aștepți? Ba da, da! Și? Ce? Păi am venit aici, a pus pe așteptare, dar tatăl dumneavoastră, omul cel mai scârbos din cât mi-a fost dat să văd, m-a dat afară. În primul rând, n-aș fi crezut niciodată că voi ajunge să vorbesc despre George Jacques la timpul trecut, cel care a fost. Iubesc, dar în cazul că depinde de tata. Era cuceritor. Acest băiat era cuceritor și, repet, nu numai cu noi, cu colegii, cu oricine. Cu oricine. Cine îl cunoștea, rămânea fermecat pe viață de acest domn.